Primăria Municipiului Câmpulung a găzduit astăzi seminarul pentru dezvoltarea economică locală, organizat de Agenția Națională pentru Ocuparea și Formarea Profesională, în colaborare cu Agenția Americană de Dezvoltare. Simpozionul face parte dintr-un program de dezvoltare economică pentru regiunea de sud-vest a țării. Agenda simpozionului a cuprins o prezentare generală a programului de redistribuire a forței de muncă și o prezentare a componentei acestui program dezvoltarea economică locală, cu avantaje, caracteristici și reprezentanți în cadrul economiei locale. Următorul punct al agendei a fost analizarea factorilor care influențează mediul de afaceri. Câmpul Lungu a fost ales între cele 6 propuneri din regiunea mea pentru a implementa acest program pilot de dezvoltare economică locală după un model al Departamentului Muncii din Statele Unite. Și sper ca în cadrul celor 4 seminarii care se vor desfășura, primul este acesta, unul în septembrie, unul în octombrie și unul în noiembrie, să reușim împreună cu reprezentanții comunității să creionăm proiectele de dezvoltare economică locală ale, să creionăm o strategie de dezvoltare economică locală a Câmpul Lungului. Sfârșitul simpozionului a fost dedicat problemelor, resurselor și nevoilor locale identificate în cursul analizei factorilor prezentați. În urma acestui simpozion se speră constituirea unor parteneriate comunitare pentru îmbunătățirea mediului de afaceri și a economiei locale, pentru crearea de noi locuri de muncă. Zilele trecute, la limita dintre municipiul Câmpul Lung și localitatea Voinești, o avarie la rețeaua de apă a dat bătaie de cap angajaților societății Edilul. Un tub de 800 de milimetri a cedat, inundând gospodăriile din imediata apropiere. Această avarie a fost ca urmare a trecerii aprovizionării cu apă potabilă a Câmpul Lungului pe rețeaua de rezervă din cauza unei alte avarii aflate la câțiva zeci de metri. Cele două conducte de 800 alimentează orașul Câmpul Lung cu apă potabilă. Având o avarie pe unul din fire, au încercat să treacă pe celălalt fir și în momentul acela un tub Premo de 800 a pufnit, inundând toată această gospodărie. Asta întâmplându-se miercuri la ora 12. Așa, și de atunci se lucrează non-stop, încercăm, facem efortul deosebit să o terminăm astăzi și să o repunem în funcțiune luni pentru a ne apuca de lucrarea pe celălalt fir care este aici la calea din cei de aici. Cel mai bun meseriaș și care s-a reliefat este domnul Manol. Datorită dânsului s-a reușit să se facă această lucrare în timpul cel mai scurt posibil. Și de asemenea ne-au ajutat cei de la Energomontaj, sunteți voi? Energomontaj, da. Da, domnul inginer Gabi Borovenci, cu echipa dânsului. Directorul societății Edilul, Melania Voinescu, speră ca până luni să se rezolve una din cele două avarii. De menționat este faptul că la fața locului s-a deplasat și primarul municipiului, George Bălan. Starea în care se află locurile de joacă din cartierele Câmpul Lungului a fost semnalată în repetate rânduri în presa mușceleană. Și dacă autoritățile, deși greu, s-au urnit totuși și în această direcție, surpriza neplăcută a venit chiar din partea unor câmpulungeni, care, lipsiți de orice urmă de civilizație, au distrus ceea ce s-a realizat. Imaginile pe care le urmăriți au fost difuzate în cadrul jurnalului în urmă cu o lună. În urma semnalării acestui fapt, primarul Bălan a promis că leagănele și balansoarele din parcul Prichindel, din cartierul Grui, vor fi reparate. Ați văzut că am refăcut pe cel loc de joacă de la Troiță și acum o să începem lucrurile pentru locul de joacă din fața blocului 20 din Vișoi. Cu aceeași ocazie, însă, domnia s-a precizat că responsabilitatea în ceea ce privește menținerea în bune condiții acestui loc de joacă revine beneficiarilor direcți și indirecți, adică locuitorilor din cartier. Astăzi, parcul Prichindel arată așa cum puteți vedea și dumneavoastră în aceste imagini. Iar dacă primarul și-a onorat promisiunea, rămâne de văzut în ce fel se vor respecta și îi vor respecta pe ceilalți unii cetățeni din cartierul Grui. Divizia
Regional Bearo, Câmpulung se află în cea de-a doua săptămână de antrenamente de la data reunirii în vederea reluării pregătirilor pentru sezonul 2003-2004. Informațiile care vin despre echipă nu sunt tocmai îmbucurătoare, deși sub comanda tehnicianului Alexandru Popovici se pregătesc 21 de jucători. Cei mai mulți dintre aceștia sunt tineri de perspectivă, dar în niciun caz jucători pe care se poate conta în sezonul viitor. Liviu Bădescu și Alin Durdun se pregătesc cu Aro, dar este puțin probabil că vor și rămâne, astfel că din vechea gardă au mai rămas Nicușor Ceapraz, Marius Cumpănașu, Liviu Dumitrescu, Jean Gorgonaru, Bogdan Vișan și cam atât. Noutățile din lot se numesc deocamdată Lucian Samoilă, venit de la Dunărea Zimnicea via Astra Ploiești, Aurel Ridvenco, jucător din Republica Moldova, ultima oară în eșalonul 2 al fotbalului maghiar, Adrian Baicu de la Pandurii Târgu Jiu, Silviu Popescu și Daniel Ciobanu, ambii de la FC Argeș Tineret. În privința antrenorului secund, plecarea lui Iordan Ieftimie la Oltul Slatina este certă, tehnicianul Popovici având acum pe lista de priorități 2-3 nume de foști fotbaliști care l-ar putea ajuta în sezonul viitor. Soarta fotbalului mușelean la nivelul diviziei C nu este clară nici după întâlnirea de astăzi a Comitetului de Inițiativă. După mai bine de 2 ore de discuții la care au participat alături de directorul general de la ARO, Justin Preoteasa, Gabi Pascu, Dorin Mirea, Gheorghe Pristavu, Liviu Țăroiu, Claudiu Cățoiu, Vasile Moroie și Nicușor Ceapraz, patroni și oameni direct implicați în fotbalul mușelean, s-a stabilit că pentru sezonul 2004-2005 bugetul echipei divizionare C plus cele 5 formații de juniori se ridică la aproximativ 4,5 miliarde de lei, sumă suportată pe jumătate de societatea ARO Crosslander, iar cealaltă jumătate obligatoriu de oamenii de afaceri de pe raza municipiului Câmpulung. Deja 4 dintre aceștia și-au exprimat dorința de a cotiza câte 50 de milioane de lei, așteptând acum și reacția altor patroni mușceleni. O altă hotărâre a Comitetului de Inițiativă, propusă în ședința de astăzi, a fost aceea de lichidare a echipei ARO Câmpulung și formarea unei noi structuri, Fotbal Club Mușcelul Câmpulung, echipă care să plece de la divizia C și în limitele posibilității, în timp, să urmărească performanța. La 30 iunie 2004, datoriile Clubului Sportiv ARO Mușcel Câmpulung se ridicau la peste 2 miliarde 750 de milioane de lei, reprezentând salarii, contracte de joc nete, furnizori, creditori și buget de stat. La ARO s-a instaurat dictatura Perez. Acesta ocupă începând de astăzi atât funcția de președinte al Consiliului de Administrație, cât și pe cea de director general. Este de așteptat însă o inginerie managerială, prin care Fernando Bedos să fie delegat în funcția de director general, deși acesta nu are drept de muncă în România. Astăzi, la uzina ARO, acționarii au desemnat un nou președinte al Consiliului de Administrație și un nou director general. John Perez a dat lovitura, fiind desemnat să ocupe ambele funcții, deși este de așteptat să-și delege atribuțiile de director general unui apropiat de-al său, cel mai probabil lui Fernando Bedos. Mai mult decât atât, în noul Consiliu de Administrație, cu excepția reprezentantului SIF Oltenia, Victor Neagu, se regăsesc acum numai oamenii lui Perez, aduși de peste ocean, renunțându-se astfel și la serviciile Monei Popescu, despre care presa a dezvăluit că singura ei legătură cu domeniul auto este calificarea de taxator în tramvai. Prezent în sală în calitate de mic acționar, Ion Cotescu, unul dintre liderii Asociației Salvați Mușcelul, a declarat că nu s-a respectat procedura prevăzută de lege în ceea ce privește anunțul public de convocare a adunării generale a acționarilor și că Fernando Bedos nu are documente complete care să-i confere drept de muncă în România. În ediția de luni a jurnalului nostru vom reveni și cu alte amănunte despre schimbările survenite astăzi la vârful conducerii uzinei. Jucătoarea de tenis de masă legitimată la CS Pristavu Câmpulung, Amelia Poștoacă, a obținut aseară la Praga o victorie de senzație în finala junioarelor la campionatul european. Acest succes vine într-o perioadă în care municipiul Câmpulung se află în sărbătoare, iar bucuria Cameliei poate fi împărtășită de toți mușcelenii. În perioada 10-14 iulie la Praga s-a desfășurat cea de-a 52-a ediție a campionatelor europene de tenis de masă pentru cadeți și juniori, competiție la care a fost prezentă și jucătoarea de la Clubul Sportiv Pristavu Câmpulung, Amelia Poștoacă. Marți seara s-a jucat pentru titlul suprem al juniorelor România-Ungaria. Camelia a fost prima la masa de joc, unde a întâlnit-o pe jucătoarea numărul 1 a adversarelor, Dora Madaraș. Plecată cu șansa a doua în acest meci, mușceleanca nu a reușit să producă surpriza, iar unguroaicele au avut primul avantaj pe tabelă. A fost apoi 1-1 după victoria Cristinei Hârici, 2-1 pentru Ungaria și din nou egal 2-2 după a doua victoria Constanțencei Hârici. România sau Ungaria? Aceasta era întrebarea al cărui răspuns l-am aflat aseară cu sufletele la gură într-o inspirată transmisiune în direct a postului nostru de televiziune, de fapt o preluare de pe site-ul Federației Europene, ettu.com. La masă erau Camelia Poștoacă, tricou roșu, și Cristina Ambruș, jucătoare care venea după câte o înfrângere în această finală.
Din următoarele 5.004 trebuie să fie ale noastre. 1. 8-8. În sală acum. Da, ce bine. Gata. Ce bine. A doua. A doua, mai avem încă două mici pentru Camelia. Facem 10-10. Da, a, da. Ce bine a atacat. Păi nu, o servă trasă, Ambruș a pus-o puțin prea înalt și a atacat. 10 la 10 așadar, iar emoțiile se puteau auzi și în vocile comentatorilor din studioul Muscel TV, Gheorghe Pristavu și Petrișor Stoica. Acum a fi foarte atentă la rături. În fileu! Știm! Minge de set, meci și campioni europeni! Nu, că au plecat toți umbrii după acolo, după spate. Hai, Cami, tot așa, o servă trasă și atacăm. Da! Suntem campioni europeni! 12 la 10 pentru Camelia și echipa națională de junioare a României a devenit campioană europeană. La final, emoțiile au fost îndepărtate tot în țarcul de joc, însă prin celebra hora bucuriei. Da, mă, Cimo, vezi că am avut dreptate. Uite, băi, frate, uite, bă, fetițele noastre cum se bucură. Bravo, Cami! Bravo! Bravo, România! Of! Mai cât de greu e să fii comentator. E mai greu decât jucător, să știi. Totdeauna cine spune că e mai greu după marginea de dreptate. Și să fii la 1000 de kilometri de depărtare. Ce scrie European Championship, Rumenia. Și vezi steagul România acolo cu cel mai înalt catac, nu știu, s-a făcut pielea găinii pe mine, e ora 11 noaptea. Un alt moment important al acestei finale, pe care de asemenea ați avut ocazia să-l urmăriți în transmisiune directă la Muscel TV, a fost festivitatea de premiere atunci când rând pe rând Cristina Hârici, Ana Maria Sebe, ambele de la Farul Constanța, Andrada Vințe, CSM Armătura Zalău și în mod special Camelia Poștoacă, CS Pristavu Câmpulung, au urcat pe podiumul de premiere pentru a-și primi medaliile de învingătoare și pentru a asculta imnul național. Îmi place că fetele au stagul la ele. S-au pregătit, știau că le stă în putere. Suntem fără cuvinte pentru că... Ce pot să spun mai mult? Imaginele sunt greitoare de la ține și sper să auzim și noi imnul României. Marele premiu al festivalului Document Art a plecat în Anglia. Este pentru prima dată în istoria festivalului când premiul cel mare a revenit unui film ecologic. Este vorba de filmul Deversarea petrolului, dezastrul Exxon Valdez. Aseară s-a desfășurat la restaurantul Ciobănașu gala de decernare a premiilor festivalului de film turistic și ecologic Document Art. Juriul, având în componență un deținător al unui premiu Oscar, Arthur Colin, pe senior editor al Radio România Actualități, Doina Berchină, pe Dan Vasiliu, cancelarul Universității de Teatru din București, pe criticul de film Marin Vladimir și ca președinte pe Călin Stănculescu, critic de film, a ales un film cu un mesaj important legat de distrugerile provocate naturii de către om. Filmul Deversarea petrolului, dezastrul de la Exxon Valdez, a fost recompensat alături de Marele Premiu și cu Premiul pentru Regie. Marele Premiu Mihai Tican Grumanov revine de data aceasta Angliei, e pentru prima dată când Marele Premiu revine unui film pe temă ecologică. Este realizat de John Acofrat din Anglia. Dezastrul de la Valdez. Este un film extraordinar, un documentar tulburător. Au fost însă foarte multe filme premiate, unele fiind premii ale festivalului, altele ale Asociației Române de Film Document Art, dar și premii speciale. O rog pe doamna Iulia Pristaru. This is Iulia Pristaru, will present the award from Muscel TV. Pentru premiul televiziunii Muscel, care se acordă
filmului din Chile, Viña del Mar. Câmpul Lungul, prin intermediul primarului Călin Andrei, a oferit de asemenea un premiu special unui film din Letonia. Acum îl rugăm pe domnul primar Călin Andrei pentru premiul municipiului Câmpul Lungul Muscel. The special prize from Câmpul Lungul Muscel City. Care se acordă filmului Liga Muzică, Liga Dans, regia Pugis Kucars, Letonia. Tot astăzi, la Spitalul Municipal a avut loc inaugurarea blocului de nașteri. Unitatea a fost reabilitată cu fonduri proprii și de la Primăria Câmpul Lung. Blocul de nașteri, situat la primul etaj al Spitalului Câmpul Lung, a fost adus la standarde europene, iar personalul, cel care își va desfășura activitatea aici, cât și beneficiarele, viitoarele mămici, vor dispune de tot confortul, atât hotelier cât și din punct de vedere al aparaturii. La inaugurare au fost alături de managerul spitalului, doctorul Grigore Stănescu, primarul Călin Andrei, vicepreședintele Consiliului Județean Constantin Polexe, deputatul Gheorghe Marin, directorul Holcim Emil Raicov, constructorii, consilierii județeni Gheorghe Sârbu și Mihai Vasilescu, consilier local, dar și medici și asistente de la mai multe secții din spital. De asemenea, la eveniment a participat și medicul Anca Dumitrescu de la Spitalul TBC. După slujba de sfințire a secției oficiată de starățul Mănăstirii Negru-Vodă, Serafin Caeia, pe rând fiecare a spus câteva cuvinte despre acest eveniment. Vă rog să-mi permite să vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a participa la acest eveniment. Eveniment ce are loc la finalizarea lucrărilor de reabilitare, modernizare, bloc de nașteri, Spitalul Municipal Câmpul Lung. Lucrările au fost executate în urma unei licitații electronice adjudecată de o societate din Câmpul Lung, societatea INIC, care prin contract de colaborare cu ANSECOM a reușit să ducă la bun sfârșit aceste lucrări. Vinovați de ceea ce s-a întâmplat sunt domnul primar, membrii Consiliului Local, care au înțeles solicitările și dorința noastră de a îmbunătăți activitatea în Spitalul Municipal Câmpul Lung. Este al treilea an când avem sprijinul total al primarului și al Consiliului Local. Nu sunt bani de la bugetul de stat, nu sunt bani de la bugetul județean, sunt bani strict ai Consiliului Local și venituri proprii ale Spitalului Municipal Câmpul Lung. Aș vrea ca cei care vor beneficia de aceste servicii să conștientizeze eforturile care s-au făcut și calitatea acestor lucrări. Și să creadă în continuare că vor avea parte de asistență medicală de înaltă calitate, dar în afară de asta să și conștientizeze faptul că în afară de drepturi au și obligații. Lucru deocamdată greu de înțeles și de realizat. Această inaugurare are loc în prima zi a celei de-a 15-a ediții a zilelor municipiului Câmpul Lung. O zi care pentru noi înseamnă foarte, foarte mult. Primarul Călin Andrei a precizat că această secție nu este prima reabilitată, au mai fost aduse îmbunătățiri majore la UPU, secția OG, neonatologie și pediatrie. Aici e starea de normalitate, adică e standardul la care ar trebui să ajungă fiecare colț din acest spital. Faptul că programul acesta a început cu mulți ani în urmă, nu doar cu 3, eu cred că sunt mai mulți ani de când am început să finanțăm lucrări consistente de reabilitare și modernizare în spital, și faptul acesta că noi am înțeles să facem acest lucru e o dovadă de înțelepciunea comunității a Câmpul Lungului și e o dovadă totodată de solidaritate cu întreaga comunitate care este deservită de serviciile acestei instituții. Cupa Verii la natație este a doua disciplină sportivă după tenis de câmp care se desfășoară în programul zilelor municipiului Câmpul Lung. Avem imagini și amănunte de la prima zi de întreceri.
Bazinul de not din cartierul Grui își găsește pe deplin utilitatea. Munca zecilor de ore petrecute de copii în apă alături de instructori nu este nici în zadar, și asta pentru că în funcție de eveniment copiii sunt prinși în competiții sportive. Așa se întâmplă în aceste zile când bazinul din cartierul Grui este gazda primei ediții a Cupei Verii la natație, concurs prins în programul zilelor municipiului Câmpulung și la care s-au înscris peste 80 de copii, fete și băieți. Deschiderea oficială a concursului a făcut-o astăzi la prânz primarul Călin Andrei. Mă bucur de asemenea pentru că la un an după ce a fost inaugurat acest bazin, la aproape un an, iată că el și-a atins obiectivul, și anume de a fi un loc unde se învață notul, unde se practică sport și unde lumea se recrează. Încurajați de la margine de părinți, bunici și prieteni, micuții notători așteptau cu sufletul la gură startul și apoi înnotau voinicește ca să ajungă primii la sosire. Andrei Chiran, unul dintre participanți, a venit la concurs însoțit de o puternică galerie formată din colegii de la echipa de fotbal CSS din Nicogolescu. Culoarul cu numărul 3, Andrei Chiran. După muncă și răsplată, astfel că la final, în funcție de timpii obținuți în probele de concurs, s-a întocmit clasamentul pentru cele patru categorii de vârstă la care s-a concurat, iar câștigătorii au fost Teodora Naghi, fete născute după 2006, Mario Iordache, băieți născuți după 2006, Denis Țipelea, băieți născuți 2004-2005 și Andrei Chiran, băieți născuți 2002-2003. Câștigătorii au fost cu siguranță toți copiii participanți, indiferent că au urcat pe podiumul de premiere sau au primit doar diploma de participare, și asta pentru că aplauzele celor prezenți s-au împărțit în mod egal pentru fiecare copil. Câmpulugenii, dar și trecătorii care au ajuns astăzi prin fața Muzeului Municipal au putut vedea cum se realizează armuri folosite în lupte, dar și cum țeseau femeile odinioară. Activitățile s-au desfășurat cu sprijinul grupului informal Străjerii Voievodului de Câmpulung în cadrul unei tabere medievale. În acest an de zilele municipiului, în fața Muzeului Municipal, a fost organizată o tabără medievală. Mușcelenii au putut vedea domnițe care țeseau, dar și soldați care își pregăteau armura pentru viitoarele lupte. Inițiatorii taberei medievale și-au propus readucerea în prim plan a unor momente istorice ale secolului XIV. Anul ăsta este primul eveniment pe care îl facem împreună cu Străjerii Voievodul de Câmpulung. Prima tabără medievală are onoarea aici la Câmpulung să o facem. Strict de zilele orașului, este o tabără strict făcută cu Străjerii Voievodul de Câmpulung, o asociație, o trupă de reconstituire istorică înființată anul trecut de către mine și colegii mei. Facem reconstituire istorică pe secolul XIV pe țările române. Valahia, practic, noi, ca să spunem așa, suntem garda personală a lui Basarab I. Noi cu trupa facem mai multe ateliere de această tabără, de pielărie, fierărie, broderit manual. O să avem și scene de luptă, dansuri medievale și atmosferă medievală aici. Aducem practic viața medievală, o aducem în perioada noastră. Tinerii care joacă rolul soldaților și al domnițelor sunt voluntari din cadrul Asociației Prietenii Muzeului, grupul informal Străjerii Voievodului de Câmpulung. Aceștia au fost încântați de faptul că au putut face parte dintr-un proiect care rememorează momente ale istoriei locale. În această după-amiază, o ploaie torențială s-a abătut asupra Mușcelului. Aceasta a fost însoțită de descărcări electrice și căderi de grindină. Avem imagini surprinse în centrul municipiului Câmpulung, dar și pe strada Constantin Brâncoveanu, acolo unde traficul a fost îngreunat de strada transformată în râu. Iar una dintre localnice ne-a vorbit despre problemele cu care se confruntă atunci când plouă torențial.
vedeți vine apa așa de mare? Când vine torențială de fiecare dată, când e ploaie torențială de fiecare dată. Ne intră în curți, ne intră în beciuri, ne inundă, uitați, la magazin sunt sigură că a intrat, la bar stăteau oamenii și vedeau, uitați la poartă la mine, când trec mașinile, valurile și intră în curte, trebuie să stau câțiva ei, dar eu stau singură că singură sunt. Mai mare ca altă dată sau așa? A mai fost și mai mare, dar de regulă când e ploaie torențială, dacă e o jumătate de oră, avem necazuri. Chiar dacă duminică vremea extremă i-a obligat pe organizatori să întrerupă cursa, sâmbătă, în prima zi a competiției, cei prezenți au fost martorii spectacolului pe două roți la etapa de enduro desfășurată în Mușcel. Timp de două zile, sâmbătă și duminică, în zona Mușel, mai exact în zona Bughița, la limita dintre municipiul Câmpulung și comuna Bughea de Jos, s-a desfășurat ediția a treia a concursului de motociclism Hard Enduro Câmpulung 2019. În prima zi de concurs, vremea a fost prietenoasă atât cu riderii înscriși în competiție, cât și cu sutele de mușeleni care au ales să urmărească spectacolul pe două roți. Ziua de sâmbătă a fost rezervată prologului, în care organizatorii au avut grijă să amenajeze un traseu cu adevărat spectaculos, iar duminică s-a plecat pe un traseu care a numărat 45 de kilometri. Vremea capricioasă însă a dat peste cap planurile celor implicați. Cursa a fost în mare parte o reușită, piloții au fost mulțumiți, sâmbătă la prolog a decurs foarte bine concursul. La cursa din pădure de duminică, de ieri, am avut o mare neplăcere. După start la o jumătate de oră a venit o furtună, practic, nu ploaie, nu putem să-i spunem ploaie, de vreo două ore și ne-a stricat tot traseul. Au fost la start în jur de 70 de concurenți, iar printre aceștia s-au numărat și 5 mușeleni care s-au clasat la final pe podiumul de premiere. Conform clasamentelor provizorii întocmite de organizatori, câștigătorii au fost Nicolae Vasiu la clasa profi, Bogdan Buțiu, clasa experți, Mircea Kazakevici, clasa all boys, Eduard Mălușanu, clasa hobby și Diana Bădău, clasa rezervată fetelor din concurs.